Deci tot ce vedeți pe această hartă, plină de linii roșii, reprezintă rețeaua de tubulatură subterană, proprietate ECS-EDES. Da? Inclusiv în centru istoric. Inclusiv în centru istoric. Peste tot, uitați-vă, și în cartiere, peste tot. Da? Bun. Mergem mai departe. Aici am un telecom și RAPT. RAPT peste tot. Și care culorile cum sunt. Așa, deci în afară de linia de tren, care e verde, și în afară de linia asta maro, restul tot. Sunt culori verzi, culori albastru, depinde de proprietate. Da. Așa, deci culori, pe această hartă putem vedea alte rețele ale Telecomului, cum e acum, da? Telecom și RATT. RATT are 55 de kilometri. STPT, ar fi spus, Societatea Primăriei. 55 de kilometri, pentru că la diverse lucrări mari, așa cum v-am spus, s-a realizat și tubulatură în zonele afectate. Deci, iată, iarăși, câte posibilități de a duce în subteran au existat. Mergem mai departe, pe lui totul. Deși e insuficient cât e. Aici e centru istoric. Ce-am pus noi tubulatură? În centru istoric, da, mă rog, asta e mai puțin, știți, centru istoric arătă, dar e mai puțin spectaculoasă. Tot harta aceasta, tot centru istoric, unde am avut noi lucrări de reabilitare și refuncționalizare de fonduri europene, e plin de tubulatură. Dar și aici a trebuit să folosim la vremea cu pricina ghilotina. Mă, că n-am mediatizat atunci, am lucrat mai discret. Am crezut că se învață minte, așa. Pentru asta mai are și UPC-ul, nu avem o hartă. Am avut nu avem de la UPC, nu avem o hartă, dar și UPC-ul deține o parte de rețea, n-aș putea să vă spun câți kilometri.